Johnny? Da? Chiar tu ești? Eu în carne și oasă. Nu știam că avem vedete aici, în cartier. Bună! Se întâmplă. Îmi poți da, te rog, un autograf? Pentru tine? Sunt o mare fană. Ce tare! Da. Aici, da? Da, da, îmi doresc de mult asta. Ce culoare vrei autograf? Glumesc! Doamne, cât de mult mi-am dorit asta! Da, mă bucur. Cum te cheamă? Nu știu, n-ai vrea să-mi dai un număr de telefon? Că mă gândeam că dacă tot stăm aici în zonă, poate să ieșim să bem ceva, să... E numărul meu de telefon. Te aștept la mediere. Mulțumesc pentru autograf. Ce mediere? Dispută patrimonială? Subsemnatul sunt de acord cu închiderea locației Lucky Boys din strada până la rezolvarea în instanța disputei patrimoniale. Mai, stai un pic! Aoleu, ce-am făcut? Haide, Evelyn, că este rândul tău, te rog. Tatăl meu este doctor de animale. El ajută dacă sunt călcate de mașină sau cum fac prea mulți pui. Și ce obiect reprezentativ ai adus? Am adus un clește. Tata zice că taie cu el castanele. Probabil vrea să hrănesc o veverițele. Cel mai sigur, dă-mi-l mie că-l țin eu bine, da? Să nu... Ok, bravo, bravo! Bravo, Evelyn, bravo! David, tu urmezi, haide, te rog! Da, deci tatăl meu lucrează în lumea modei, iar mama ne ajută pe noi, iar Toma o ajută pe ea. Eu mi-am dus niște păpuși. El e tata, ea e mama, iar el e Toma. Da, mulțumesc, mulțumesc, bravo, bravo. Bravo, David, bravo, bravo. Eu zic că ajunge pe astăzi cu proiectul nostru. O să-l continuăm noi și în altă zi, da? Doamna, vă rog, pot și eu, vă rog, pot? Bine, dar ăsta și gata, ne-am înțeles? Haide. Tatăl meu este un mare explorator. Îi place să călătorească și îi plac călătoriile exotice. El descoperă lucruri. Serios? Probabil stă numai în casă. Păi da, pentru că trebuie să facă planul nou. Nu, face de mâncare, nu face niciun plan. Ba da. Ba nu. Ba da, tata explorator. Gata, fetelor, vă rog frumos. Să trecem mai departe, zic. Probabil să explorează bucătăria. Oh, da, apasă mai tare. Apăs. Nu așa, că zgârii parchetul. Ei, zgârii parchetul. Acum mă înveți tu pe mine. Nu, mă, Flavius, dar ai două mâini stângi. Da. Ați observat cât de curat e la mine în cameră? Da. Și ați văzut că am spălat vasele? Mulțumim pentru ajutor. Și am întins rufele? Ce ai făcut tu? Ai întins rufele? Da, eu. Mia, zi, ce vrei? Deci, înainte să spuneți nu, vă rog frumos, gândiți-vă foarte, foarte bine. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, foarte, 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 foarte mult. Ce? Să-mi luați un telefon, nu? Nu, 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 ți-am spus că dacă îl pierzi pe ăsta, nu-ți mai iau altul, așa am zis, nu. Flavie. Pare rău. Da. Tatăl Evelyn a luat unul nou și toată ziua mi-a făcut în ciudă și toată ziua s-a lăudat și... E treaba lor, am zis, nu e nu. Dar de ce? Mirule, nu ne permitem. Economia. Cum adică economia? Adică, uite, de exemplu, tu azi ai muncit, da? Ai muncit și să zicem că primești banii ăștia. Ia. Da, 100 de lei, da? Ăștia îi primești, tu sunt ai tăi. E, dar după aia, pac, vine statul și ți-a 40 de lei. Pentru, dă-i încoace, că nu, asta e, se întâmplă. 40 de lei pentru taxe, impozite, asta e. Apoi, 20 de lei pentru mâncărică. Încă 20 de lei pentru lumină, gaze, întreținere. 10 lei pentru benzină. Bine, asta însemna să mergem noi foarte mult pe jos. Da, și încă 10 lei, că și-a mintit statul că mai avem niște datorii la el. Da. Hai că suntem săraci? Bogați nu suntem, că altfel mai dădeam cu mopul. Nu-i corect!
E grav? Bă, e nasol. Tu vorbești serios? Adică pe o scară de la 1 la... Trebuie să mă angajez? Trebuie să te angajezi. Nu. Tu vorbești serios? Vorbesc foarte serios. Da. Păi da, eu nu înțeleg, pentru că eu doar am dat o semnătură, tu înțelegi? Da, mă, Johnny, ai dat o semnătură ca primarul, că tu nu te-ai uitat ce semnezi. Și ce se întâmplă acum? Se întâmplă că nu mai ai cafenea. Mă rog, deocamdată. Băi, Ramona, puteai să spui și tu, doar deocamdată nu ai cafenea, am făcut infarct. Mă, doar deocamdată nu ai cafenea, e bine? Da, e bine, okay, ești bine acum, respiri? Supărat. Da, respir. Auzi, eu nu cred că contează semnătura mea acolo, mai ales că, cum îi spune, nu e pe numele meu. Cum adică? Dar pe-al cui? Cafeneaua nu e pe numele meu, e pe numele... E pe numele lui taică-tu? Deci e pe Dorinel Costache, numai că eu am mai pus acolo un Ionuț, ca să fie pe numele meu. Ce-ai făcut? Am scris Ionuț. Tu ai scris Ionuț? Da. Tu ai făcut fals în acte? Asta ai făcut? Ce, e fals în acte? Nu e fals în acte. Normal că e fals în acte. E fals în acte? Tu ai făcut fals în acte, incredibil. Vecine? Da, vă rog, care e problema? Una. Ce faci, Flavius? Da, vecine, cu ce te pot ajuta? Păi poți să mă ajuți, Flavius, că uite ce-ai făcut și tu, uite cum ai parcat mașina asta. Ai parcat-o pe două locuri, nu mai am loc să mai intru aici. Asta este casa mea și aici este în fața casei mele, parchez cum vreau. Dacă nu mă înșel, casa dumitale, dragă vecine, este acolo. Du-te și parchează acolo. Măi, Flavius, stai puțin. Da, eu stau acolo, așa e, dar am cum să parchez acolo, pentru că parcarea e aici, pentru toată lumea aici. Ba da, este locul lui tata. Lasă-mă pe mine că vorbesc eu cu el, da? Dai cu minte. Și ce o să faci? O să ne purăști? La cine o să ne purăști? O să sun la poliție. Dar ce, ca să știe și poliția este pe telefonul tău nou, ca să te lauși la ei? Hai, liniștiți-vă. Nu, nu, lasă-le, lasă-le. Nu, lasă-le în pace, să nu se mai... Ce aveți? Deci, Flavius, aici nu este parcarea ta proprie, da? Aici e parcarea comunității, aici. Da, ia du-te tu să explorezi și alte locuri. A, da? Noi doi din momentul ăsta... Nu mai suntem prieteni. Vecini poate, dar prieteni niciodată. Ce vezi, mă, tu ce ai de aici așa, sunt nervoasă? Merge? Merge, merge. Oh, 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 bine, 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 adică nu e rău. Bravo. Mulțumesc. Bravo, bravo. Ia zi-mă, de ce nu mi-ai zis că am un nepot? Păi de ce să zic, tată, ca să te simți și mai bătrân decât ești? Nu ți-am spus. A? Ți-am zis eu mereu, în schimb. Te doare în fund de mine, aia e. O să râzi nici acolo. Hai că mă duc sus să-ți aranjez o cameră, da. Și să... Hai, ne vedem mai târziu. Da, ne vedem. Cine ești? Dorinel. Dar tu? Tibi. Tibi, îmi pare bine. Sunt bunicul tău. Serios? A? Nici nu știam că unul. Nici eu n-am știut până azi că existi. Dacă știam, nu veneam cu mâna goală. Ți-aduceam ceva, un cadou, nu? Dar ce joci tu acolo? Un shooter. Ah, îți place să tragi shooturi? Un joc în care trebuie să împuști. Să împuști? La țintă. Îți place să tragi șuturi la țintă, am înțeles. Bine, fii atent, stai aici. Mă duc până la mașină, am în portbagaj ceva pentru tine, da? Te învăț eu cum e cu țintele astea. Aliniem. Wow! A? Ce tare! Poți să încerci eu? Păi de asta l-am adus. Hai. Că te învață bunicul să fii bărbat adevărat. Ia! Prinde-mi săgeata aici. Aliniem capătul săgeții cu vârful și cu ținta, întindem bine coarda și când îi dăm drumul, mâncăm căprioara telefonul. În iuieri vreo căprioară? Oarecum. Aolo, aolo, tată! Tibi! Oh, ce mi-ați făcut? Ce mi-ați făcut? Nu pot să mă uit, nu pot să mă uit, ce e acolo?
Băi, ce mi-ați făcut, mă? Ianuțu, ești ok? Nu. L-am învățat să tragă cu arcul. Perfect a tras. Au, ați sunat la salvare? Ați sunat, nu? Nu, trebuia. Tată, te rog, sună că mă hiperventilez, simt că mor. Flavius, ideea aia, că vrem și noi să dormim. Ideea aia. Asta, să o oprești, asta. Îți pare rău, nu te aud. Nu mă auzi, îți pare rău, nu mă auzi. E șmecher. Vrei scandal? Zi, vrei scandal? Vino încoace. Așa? Unu? Tati? Dai! Hai mă, oprește asta, ce n-ai? Mai întâi tu oprește alea! Hai, mai întâi tu, că tu ai început! Dar ce, nu v-au auzit între voi când mă bârfiți? Ce? 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 Aha, ce? Ce? Hai mă, oprește, două naibii! Dar nu pot să... Vedeți, nu mă faci! Nu mă face, că dacă nu oprești, nu mai doarme nimeni la voi în casă în seara asta. Vorbesc foarte serios. Da. Dar ce noroc pe mine, că eu nu trebuie să mă trezesc dimineață, că nu am job. He? Dar asta a aflat toată lumea, că așa a avut voi grijă. Oh, no. Dar e grav? Ce vezi acolo? Nu. Dar Nati, s-a atins organe vitale sau ceva? Nu pe toate. Johnny, orice-i face, nu te duce spre lumină. Tibi, bate-te peste bot, n-am cum să mă duc în lumină, cum, Doamne ferește? Fii atent. Zi. Număr ce? Până la 3 și la 3 scot săgeata, nu, da? Nu, tata, nu, stai. 1. Nu, mai stau un pic de vorbă, nu, stai. 2. Tibi, stai. Nu, Tibi, ascultă-mă. Tibi, îmi pare rău că n-am fost lângă tine atunci când trebuia, îmi pare rău că m-am pus pe mine tot timpul pe primul plan și că nu am avut grijă de tine atâta cât aveai nevoie. Îmi pare rău pentru toate lucrurile astea care s-au întâmplat și că nu ți-am spus o grămadă de lucruri în viața asta, dar atât am știut, atât am învățat, pentru că ăsta este modelul meu. Au! Gata. Da? Păi... Au. Out. Dar am blugi rupți, nu? Ce? E că parcă nu se mai vede nimic de la Flavius, nu? Nu se mai vede nimic. Bine, du-te și închide alea și du-te să te culci. Flavius. Fugi. Dar tu nu vii? Vin și eu imediat, du-te că vin și eu acum. Thank you.
Salut, vecine! Salut, vecine! Dacă ai vreo melodie preferată, zi-mi-o ca să n-o cânt! E ok, n-am nevoie de muzica ta! Asta? Asta? Da. Asta eu am făcut-o. În caz că ai uitat, asta e meseria mea. Casnic. Ah, bine. Bine. Bine, atunci în caz că ai uitat, o să-ți arăt și eu care e meseria mea. Măi, nu mai pot, tremur. Zici că dietetică, bă. Vrei să te așezi? Nu, nu mă așez. De ce, mă? Că mă ține un pic și... Mă ține un pic? Mă și doare. Așa este totuși, că îmi stai în cap. Nu vrei? Nu, pentru că mă doare, Ramona, și mă arde acolo. Doare tare? Mă doare. Deci nu vrei să mergem la spital? Nu vreau să merg la spital. De ce, ți-e frică? Mi-e și puțin frică. Ești stresat? Sunt și stresat. Hai totuși să mergem la spital, nu vrei? Nu merg la spital, nu. Hai mă, că știu cum e, că și tai cum i-a avut la un moment dat niște... Mă rog, a fost destul de nasol, el avea niște plăci... Nu, Ramona, eu nu vreau să merg la spital, nu, adică nu sunt stresat, dar nu sunt stresat de spital și de... Sunt stresat pentru disputa asta patrimonială, trebuie să vină mediatoarea asta să stau de vorbă cu ea, sper să mă înțeleg cu ea, pentru că altfel îmi ia cafeneaua și atunci simt că nebunesc. Hai, o să te ajute taică tu cu asta. Cum să mă ajute tata, că nu vreau să-i spun lui tata nimic. Adică tu nu-i zisesești lui taică-tu? Pe bune, Ramona? Pe bune, mă! Aia, mă, te rog eu frumos! Păi am crezut că i-ai zis! Cum să-i spun, mă, așa ceva? Pe taică-tu! Aia, mă, Ramona, mă! Încă n-ați eliberat? Chiar trebuie să vin cu executorul? Păi stați puțin, stimată doamnă, nu știu cum să vă zic. Eu mă așteptam că ați venit aici ca mediator să stăm de vorbă și să mediem treaba asta, problema asta. Dar văd că dumneavoastră ați venit să mă dați afară. Și atunci eu vă spun, eu de aici, din locul ăsta, nu plec. Asta e cafeneaua mea. Uitați-vă ce vă spun. Eu de aici nu plec. Ești ok? Ai pățit ceva? Cred că trebuie să mergem la spital. Nu. Ești sigur? Da, da. Hai să mă ajuți. Ce să fac? Să mă ajut un pic, pentru că mi-a pocnit ceva aici și cred că s-a și lipit. Oh. Ce s-a lipit? Sânge și plasmă. Și sânge și plasmă? Și sânge și plasmă, da. Nici e rău, mai bine stai jos, mai bine rămâi acolo. Zic. Mă, sun, da? Normal, am zis că te sun, normal că te sun, cum să nu te sun, am promis. A, nici nu știu dacă v-ați făcut conștiință, dar vă știți. Ramona, Meda, Ramona... Meda. Pare bine de cunoștință, îmi pare rău că ne cunoaștem în așa situație. Fiul dumneavoastră este extrem de curajos. Wow! Da, și luptător. Și având în vedere situația... E ok, mulțumesc mult, ce să zic. Păi ne auzim, nu? Nu ne auzim? Baftă multă cu cooperația. Știu că nu sunt șanse foarte mari, dar
capul sus, orice s-ar întâmpla. Normal, îți mulțumesc. Ciao. Ah, mulțumesc. Mulțumesc mult, madam. Te pup. Deci ce s-a întâmplat? E ok, am rezolvat totul. Da, zicea ceva de operație? Păi, ești cumva pe moarte. Hai să mergem. Hai, Ramon, hai să mergem. Acum. Păi vezi, ești deja bătrân și schema aia ține. Hai, ușor, ușor. Și eu te iubesc. Pot să intru? Văd că deja ai intrat. Da, ce faci? Stau. Așa. Păi, dacă n-am telefon, ce te aștept să fac? Să citești o carte ceva? Să dormi? Nu mulțumesc. Ți-am luat ceva. Ce e asta? E un telefon? Ce e asta? Telefon. Un telefon cu butoane, o cărămidă? Dacă te rugam să-mi iei un calculator, ce făceai? Îmi luai mașină de scris? Doamne iubita, dar am avut și eu cheltuieli. A trebuit să iau un aspirator, să iau o suflantă de-asta de frunze, să iau răsaduri noi pentru seră. Dar să știi că e un telefon foarte rezistent. Cât de rezistent? Foarte rezistent. Măcar telefonul medieval e rezistent.